Comisarul șef de poliție, Cosmin Iana, a preluat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Acesta a fost împuternicit să exercite pe o perioadă de 6 luni funcția de șef al IPJ Vâlcea. Potrivit liderului Federației Naționale a Sindicatelor din Poliție, SEDLEX, Florin Vâlnei, s-a luat în calcul faptul că Iana este un tânăr polițist ambițios și muncitor, este respectat de colegi și de cetățeni și are capacitatea de a schimba fața poliției vâlcene. Păi astăzi, ca prima zi de primăvară, am venit cu o schimbare. În primul rând aș vrea să mulțumesc conducerii Ministerului și conducerii, în special, mult special, conducerii GPU-ului, pentru că ne-a dat încredere și a dat încredere domnului Iana Cosmin, un coleg de-al meu. Eu sunt convins că o să facă împreună cu colegii, o să facă o treabă bună, o să fim aproape de el. O să-l sprijinim, o să-i dăm, cum i-am dat și până acum, tot sprijinul și tot aportul la care am putut să contribuim în această perioadă destul de dificilă prin care trece ministerul. Sunt convins că va reuși să facă lucruri frumoase aici. O să-i fim alături. Este un polițist tânăr, dar trebuie să luăm în calcul că și media vârstei în Ministerul de Interne este una sub 40 de ani. Are o experiență destul de bogată, vom ține aproape și eu personal voi ține chiar foarte aproape de el în perioada următoare, pentru că o să aibă nevoie de îndrumări, o să aibă nevoie de sprijin pentru a închega un colectiv și pentru a asigura liniștea necesară de care fiecare lucrător de minister are nevoie. Procedura spune că poate ocupa funcția prin împuternicire pe o perioadă de 6 luni, i s-a dat o împuternicire pe o perioadă de 6 luni de zile, vom vedea cum vor evolua lucrurile, dar eu sunt convins că va confirma în perioada următoare și o să avem o continuitate. O continuitate, asta nu înseamnă decât altceva, o stabilitate, ceea ce e normal pentru o instituție destul de greoaie cum suntem noi ca minister și ca poliție română. Păi este o adevărată cură de slăbire în poziția pe care o ocupă. Este o funcție destul de complicată, nu putem să spunem că este ușoară, dar sunt convins că are oameni cu care să facă echipă. Trebuie să dăm un sprijin necondiționat, pentru că și cetățenii așteaptă de la noi sprijin necondiționat. Trebuie să confirme și în fața societății, să recredibilizăm această instituție, pentru că este o instituție de forță a statului român. Și prin ceea ce desfășurăm noi zi de zi, prin activitățile noastre, să nu facem altceva decât să recăpătăm încrederea cetățenilor în această frumoasă instituție cu care noi ne mândrim, Poliția Română. Anterior, conducerea inspectoratului a fost asigurată de comisar șef de poliție Gabriel Ciobotoiu prin desemnare de atribuții.